Deci ne ducem la test acum, da? Ia să testul acum. Da? Da. Bun. Și acum te rog să vii ce mai ai acum? 3. Da. Să se determine toate fracțiile suplimentare de formă 3x barat supra 2x barat. 3x barat. Da. 3x barat supra x2 barat. X2 barat, dar să fie subunitare, da? Atenție, să fie subunitare, ce înseamnă? Păi că să fie... mai mic decât 1, nu? Adică cine să fie mai mare? Să fie ăsta de jos mai mare. Mai mare. Da, așa. Dați-mi un prim exemplu. 42 pe 30. Așa, deci 40. 4, da? Da. X egal cu 4. Deci pentru X egal cu 4, avem 34 supra 42. Prima fracție. Apoi, pentru x egal cu cine? Hai. X egal cu 5, nu? Da. Ia să vedem. Pentru 5 ce devine? 35 pe 52. Așa. Da? 35. Apoi vine x egal cu 6, rezultă... Da? Hai, repede, repede. Da, 36 pe 62, x egal cu 7, rezultă... 37 supra 72, x egal cu 8. Să mergem așa până la 9. Până la 9, sigur că da, foarte bine, da, până la 9. 32, x egal cu 9, da. Deci, iată... Și puteam zice direct în paranteză. X aparține mulțimii. Așa. Da, nu trebuie să mai scrim asta. Deci găsim pe X, nu? Da. Deci răspunsul X aparține mulțimii. X aparține mulțimii valorilor 4, 5, 6, 7, 8 și 9. Și cu asta era terminată problema. Da, te rog, altceva? 4. Hai. Să se determine toate fracțiile supraunitare de forma x9 supra 56. Să vedem fracțiile. X9 supra... Supraunitare, da? Da. Unitare. Adică mai mare ca 1. De forma x? De forma x9 barat supra 56. 30? Nu, 56. 56. 56, ai spus, da? Da. Așa. Păi poate fi 6, 7, 8 și 9. Și 6? Da. Deci X aparține mulțimii 6, 7, 8 și 9. Corect. Le scrii și fracțiile, acelea rapid text, scrii dacă vrei, da? Da. Mai departe. Să se determine fracțiile echi unitare de formă. Echi unitare, da? Da. Deci, de formă, spune. A. 5x plus 3. 5x plus 3 supra 2x era 5x plus 3. 5x plus 3, corect. Da, 5x plus 3 supra 2x plus 9. Echi unitare. Da. A, să fie echi unitare, ce ar trebui să fie? Numărător egal cu numitor, da? Deci echi înseamnă, dacă și numai dacă, 5x plus 3 egal cu 2x plus 9. Adică scădem un 2x din ambii membri și 5x minus 2x face 3x egal, scădem și pe 3 din ambele și 9 minus 3, 6. Adică x egal cu 6 împărțit la 3, 2. Deci răspunsul pentru asta x egal cu 2 și fracția devine echiunitară. Să ne convingem. Dacă înlocuim pe x cu 2, vine 10 și cu 3, 13, supra 2 ori 2, 4 și cu 9, 13, nu? 13 pe 13 este echi unitară. Da, altceva? 6. Da. Determinați mulțimea A egal cu 1, 2, 3, x. 1, 2, 3, x. Barat, supra 1, 2, 3 x barat 1, 2, 3 x barat
Deci deteriorarea mulțimea, 1, 2, 3, x barat, așa? Da, 1, 2, 3, x, este un numărul. Da. Da. Așa. Supra 2, 3, 4, y barat. Supra 2, 3, 4, y barat. Ce să fie cu fracția asta? Așa. Fracțiile se simplifică cu 4. În paranteză. Deci, fracția asta să se simplifice cu 4, da? Deci se împarte la 4. Când un număr se împarte la 4? Când este par. La 2? La 2. Dar ca să fie la 4, trebuie ca ultimele două cifre să se împartă la 4. Deci, ăsta se divide și numărătorul și numitorul la 4, dacă și numai dacă, 3x se divide la 4 și 4y se divide la 4. Deci ultimele două cifre se împarte exact la 4. Și acum gândiți-vă ce cifre... Dar putem să luăm și cu 3. Hai. Hai să vedem. 3x. Ce x să pun eu încă 30 și cât să se împarte la 4 exact? 32. 2. 34. Deci 36. Deci 30, adică x-ul aparține mulțimii 2, 6. 2 și 6. 2 și 6, atât, 36 și 32. Da. Iar despre y, 40 și cât se împarte la 4? 44. Deci odată y aparține mulțimii formate din 4. Chiar 0. Poate fi 0. Da. De 40 se împarte la 4. De 0. 4 și 8. 0, 4 și 8. Da. Deci iată că am găsit cine să fie x-ul și cine să fie y-ul, încât numărul ăsta, fracția asta se simplifică prin 4. Răspunsul, x-ul să fie 2 și 6, iar y-ul să fie 0, 4 și 8. Și atunci, ca să faci toate fracțiile posibile, iei așa cu 2 și cuprezi cu 0, 4 și 8. 6 cu 0, 4 și 8. Și vine 2 ori 3, 6 fracții găsești. Înlocuiești x-ul și y-ul și ai 6 fracții. Mai departe. 7. Da. Asta e ultimul? Nu, mai am 3. Hai să vedem. Să se simplifice fracțiile. A. X 5 ori 3 la n. 5 ori 3 la n. Așa. Plus 3 la n plus 1. Plus 3 la n plus 1 supra. Supra 5 la n plus 1 minus 5 la n. 5 la n plus 1 minus 5 la n. Egal. Păi 5 la n plus 1 putem. Da, plus 1 sus aici cred că este. Da. Așa? Atenți. Așa? 5 ori 3 la n plus 3 la... Pe 3 la... N plus 1. Putem scrie ca 3 la n. N ori 3. Așa. Deci vine și corect. 5 ori 3 la n. Nu e 5 ori, 5 ori 3 la n plus. Plus. 3 la n ori 3 la 1 supra. 5 la n ori 5 la 1 minus 5 la n. Minus 5 la n. Și egal mai departe. Scoatem un factor comun pe 3 la n. 3 la n pe lângă 5 plus 5 plus 3. 5 de aici și 3 de aici, da? 5 plus 3 supra jos, scoatem pe 5 la n pe lângă 5 minus 1. Că aici e ori 1 când se pune, da? Și face egal cu 3 la n ori 8 supra 5 la n ori 4. 3 la n ori 8 plus 5 la n ori 4, da? Și se simplifică prin cât, dacă observați, prin cât simplifică? Prin 4 chiar. Da, da. Da? Și vine 2 sus și atât am simplificat fracția. 2 ori 3 la n supra 5 la n. Asta este răspunsul. 2 ori 3 la n supra 5 la n este răspunsul la simplificat. Deci a fost toată povestea să scrim pe 3 la n plus 1 ca 3 la n ori 3, să scoatem pe 3 la n în factor și ne luăm 8 de al de 3 la n și jos 4 de al de 5 la n și să simplifică repede. Te rog, altceva? Să se afle x pentru care 7 supra 9 e egal cu x. Deci x pentru care 7 supra 9. Așa.
egal cu x 1 barat. X 1 barat. Așa, supra x 7 barat. X 7 barat. Adică cu cât s-o amplific pe asta? De sunt de 7 și 1 aici. 20. Însă l-am amplificat cu 3. Cu 3. Ia să vedem. 21. 3 ori 7, 21. Și 3 ori 9, 27. 27. Este excelent. M-am gândit pur și simplu cât faci ceva cu 3. 1. Da? Așa, corect. Perfect. Deci cu 3 am amplificat. Răspunsul corect este la amplificarea cu 3 și atunci fracția devine 2, 1 supra 2, 7. 21 pe 27 și iată că x egal cu 2, da? Da. Termin. Altul? 9. Aflați n natural pentru care 6n plus 4. 6n plus 4 supra? Supra 3n minus 2. 3n minus 2. Așa, este număr natural. Iar mi-e natural, zice Carmen. Că nu-mi place deloc. Deci trebuie să muncim acolo, să așezăm, să se simplifice. Da. Să vedem cum facem. Așadar, pornim. Păi 6 n-am putea scrie 2 ori. Dacă aș amplifica cu 2 pe asta, deci cum să fac eu să fie... Da, sau îl putem amplifica cu 2 și să fac cu 3. Așa. Eu aș vrea să fie... Pe 6 n putem zicem 2 ori 3 n. Putem zicem așa, da? Deci luăm fracția la început. Zice 6n plus 4 supra 3n minus 4 minus 2 3n minus 2 este egal cu 2 ori 3n 2 ori 3n plus 4 supra 3n minus 2. Și egal mai departe cu. Pe 4 ăsta am să-l văd ca fiind 8 minus 4. 8 minus 4. Ia să văd dacă 8 minus 4 mă face fericit. 8 minus 4 face 4? Da. Da. Să vedeți de ce. Deci egal cu 2 ori 3n. 2 ori 3n minus 4 plus 8 supra 3n minus 2. Și egal mai departe cum? Din ăștia 2 scot în factor comun un 2. Că pe, dacă scot pe 2 în factor comun, 4 împărțit la 2 face 2. Și vine cât? Hai să-l vedem așa. 2 ori 3n, mai scriu că la 2 ori 3n minus 2 ori 2 plus 8 supra 3n minus 2. Și egal mai departe cu? Egal cu scoatem 4 pe 2. Pe 2. Și vine 2 pe lângă. 3n minus 2 supra 3n minus 2 plus 8 supra 3n minus 2 ca să termină 8 supra 3n minus 2. Și 3n minus 2 cu 3n minus 2 se duce și egal cu 2 plus 8 supra 3n minus 2. Și acum fracția asta, scriu din nou, 6n, ți-am zis că e foarte dură asta, 6n supra 3n minus 2, este scris ca fiind 2 plus 8 supra 3n plus, sau 3n minus 2 este. 3n minus 2. Și asta e naturală când asta e naturală. Deci asta toată aparține numerelor naturale dacă asta aparține numerelor naturale. Și când fracția asta 8 supra 3n minus 2 e număr natural? Când fracția 8 supra 3n minus 2? Când 3n minus 2 e în divizor al lui 8. Deci dacă și numai dacă 3n minus 2 aparține divizorilor lui 8. Și divizorii lui 8 sunt. La cine se împarte 8 exact? La 1, la 2, la 4 și la 8. La 1, 2, 4 și 8. Și atunci îi luăm pe rând. 3n minus 2 egal odată cu 1.
adică 3n egal cu 3, deci 3 minus 2, bătut cineva, da? 3 minus 2 egal cu 3, de unde rezultă că n egal cu 1. Da? N egal cu 1. Și în sfârșit 3n minus 2 egal cu cine? Hai, vorbește tu, Paul. Nu Paul, Darius, da. Deci vorbește. Așa. Deci, n egal cu, și zicem, n egal cu 1, n egal cu 3 pe 3, da? Deci n egal cu 1. Așa, și 3 egal cu 3. Da? Și 3 n, deci n egal cu 1. N egal cu 1 și asta rezultă că... Odată. Și altă variantă. 3n minus 2 egal cu 2. Nu? Hai, Darius. 3n minus 2 egal cu 2. Rezultă că 3n egal cu 4. Da? Cu 4. Și n egal cu 4 minus... Nu. 4 împărțit la 3. Dar nu se împarte exact. El nu mai este număr natural. Spune. Îmi pare rău. Nu mai este număr natural. Cealaltă variantă, 3n minus 2 egal cu cine? Cu 4. Varianta următoare, da? Da. Și înseamnă că 3n egal cu cine, da? Deci este egal cu... 3n este egal cu 2. Nu, 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 că adunăm un 2. A, 4 și cu 2, 6. Și atunci n egal cu 3, cât fac 6? N egal cu 2. 6 părțile la 3. Deci n egal cu 2. N egal cu 1 am găsit mai înainte, care mi-a plăcut. Și în sfârșit, 3n minus 2 egal cu 8, care mă duce la 3n egal cu 10. Și îmi pare foarte rău, 3 ori cât să facă 10? Din tabla mulțirii care știu eu, nu există nimic. Da. 3 ori cât să facă 10? Nici un număr natural. Da. Și asta, atâta, nu? Da, deci asta a fost 9 și mai am una, această fracție de 2n plus 1 spre 3n plus 1 este identică. 2n plus 1? Dictează. 2n plus 1. Așa, scrie aici. 2n plus 1 supra? 3n plus 1. Este ireductibil. Ireductibilă. Adică nu se mai poate simplifica niciodată. Da. Iar eu regăsit urât. Nu-mi place ce-mi dai tu astăzi. Fii numai că ești ciudate, tâmpite, da? Astea sunt egășiții care îmi produc neliniște. Neliniște sufletească. Deci, numai mie? Mie deocamdată, că eu sunt în fața camerei și nu sunt într-o situație dificilă? Categorică, da. Deci, indiferent ce nu înlocuim aici, după calcul, fracția nu se mai poate simplifica. Da. Deci, ori de câte ori înlocuim cu ceva, fracția nu se mai poate simplifica. Deci e vorba de 2n plus 1 supra 3n plus tot 1, parcă e. Da. Nu se mai simplifică niciodată. Păi, iarăși sunt două numere. Scădem nu mult, sunt una altă parte. Nu scădem mult la fiecare. Scădem mult la fiecare. Scădem bun? De la fiecare. Pe unul ăsta? Da. Dar nu poți să scazi așa din numărător, din numitor. Înțelegi? Adică n-ai niciun motiv să faci mișcarea asta. Să presupunem că s-ar simplifica. Să presupunem că s-ar simplifica. Deci presupunem că fracția se simplifică prin D, printr-un număr D. Da? Printr-un D. Asta înseamnă că 2N plus 1 este D ori un C1. D ori C1. Și că 3N plus 2 se scrie ca D ori C2.
Deci dacă se simplifică prin D, înseamnă că și numărătorul și numitorul e D orice 1 și D orice 2. Și acum, înmulțim egalitatea asta cu 3, asta cu 3 și pe asta cu 2. Și ea devine echivalentul 3 ori 2, 6 n, da? 6 n plus 3, că mulțim cu 3 pe toți, și din stânga și din dreapta, egal cu 3 dc1, și că 6 n plus 4, egal cu? Egal cu 2d. 2d ori c2. 2d ori c2. Se vede că asta e în plus cu 1, ca și cum ar fi două numere consecutive aici, e 6 n plus 3, 6 n plus 4. Deci dacă le scădem, ar fi că 1 este egal din asta de jos, scăzut tot pe aia de sus. 2d c2 minus 3d c1. Adică 1 egal cu d pe lângă 2c2 minus 3c1. 2c2 minus 3c1. Cât ori cât se facă 1 la mulțire? 1. Deci de aici rezultă că d egal cu 1. Adică dacă vreau să simplific prin ceva, numai prin 1 pot simplifica. E simplificarea ta care tot îmi spui. Prin 1. Adică nu se simplifică, nu găsesc niciun alt număr pe care se simplifice. În concluzie, fracția asta, acum spun că este ireductibilă. Da, este ireductibilă, că încercând o să simplific prin cineva, nu am șanse decât prin 1. Da. Și fracțiile cele care simplifică pe 1 sunt preferatele mele. Sunt preferatele tale, da. Adică nu e posibil așa ceva. Hai repede să vedem și pe tine. Ai avut niște chestii așa de tari, încât vreau să bipui și mai potoriți, așa, mai pământene, mai la îndemâna noastră, nu așa se ne. Așa, te rog. Păi, am văzut la pagina 57. Lasă-mă, îi spune pagina, dă repede exercițiu. Calculat. Calculăm. 13,5. Înmulțit? 13, plus 2,7. Plus 2,7. Minus 6,8. Păi, învăța la clasă, le-a știut așa, din mult sub virgulă, nu? Da, astea le știu. 15,5 plus 7. Hai să vedem. Deci 13,5 plus 2,7, virgulă sub virgulă lucrăm, da? 7 cu 5 face 12, 2, 1 păstrăm. 3 cu 2, 5 cu 1, 6, da? Și 1. Din 16,2 scădem pe 6,8 și zicem 8 din 12, 4, 6 din 15, cât? 9. 9,4. Ați spus? 9,4. Altceva? Spune-mi repede ce nu știu. Ce nu știu? Păi tu mă întrebi aici ce nu știi. Da, este mai mare, aflați cu cât, este mai mare de 100 decât o sutime. Deci 100 comparat cu o sutime, adică cu 0,01. Asta este o sutime, da? Ca să aflăm cu cât e mai mare, scădem din cel mai mare și cel mai mic. Deci din 100 scădem pe 100,00, pot să pun așa. Da. 100,00 minus 0,01 și vine 1 din 10, 9, aici a rămas 9, am ajuns la virgulă, punem 9, cu 99,99. Așa. Mai mare. Dați exemplu de două fracții decimale care adunate dau 7,3. Deci să găsim două fracții către A plus B să facă 7,3.
Păi, iei tu la întâmplare pe una, să zicem, mai mică decât 7,3. 3,5 plus cine, semn de întrebare, să facă 7,3. Tu ai luat una de bază și o afli pe cealaltă. Acum cum faci? Din rezultat scazi pe asta. Deci pe A l-ai luat tu, ți l-ai fixat și afli pe B. Și B-ul va fi egal cu 7,3 minus 3,5 și facem scăderea. Cum s-am spus mai degrabă, 7,3 minus 3,5, 5 din 13, cât face? 6,8. 8, da? 5 din 13, 8. 3 din 6, 3. 3,8 e B-ul. Deci pe B l-ai găsit. Ca la întrebarea ta, dați exemplu de două numere, răspunsul este următorul. A egal cu 3,5 și B-ul l-am găsit cu 3,8. Nu ai decât să le aduni și vezi că în suma lor fac 7,3. Acum încep 3, calculați 1,5 ori 4. 1,5 ori 4. Vedeți și voi cum se fac astea. Înmulțim pur și simplu, cum parcă n-ar avea virgulă. Nu mai contează. Nu contează virgulă, la sfârșit o să conteze. 4, 5, 20, 0 și 2. 4, 1, 4 și cu 2, 6. Și ne uităm câte cifre, câte decimale sunt la amândoi. Da? Și numai una singură. 6. Da? Numai una singură ai. Dacă ți-ar fi dat așa, 1,5 ori 1,3, le înmulțim. 1,5 ori 1,3, le înmulțim. Să zicem, 3 ori 5, 15. 3 ori 1, 3 și 1, 4. 1 ori 5, 5. 1 ori 1, 1. Da? 5. 5, 4 și 5, 9, 1. Și acum numărăm câte decimale sunt la amândoi. Și la de înmulțit și la mulțitor, la cei doi factori. 1, 2, 1, 2. Și face 1,95. Da? Te rog. Tot calculați 14,052. 0,52, da. Ori? Adică 14 în 3 și 52 de miimi, așa citim. Ori 8. Ori 8. Mulțim. 8 ori 2, 16. 8 ori 5, 40 și 1. Punem 41 pe 0. 8 ori 4, 32, 2 și 3. 8 ori 1, 8 și cu 3, 11. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 112 și 416 min. Deci am pus repede virgula după câte decimale sunt de număr la cei doi. Păi cam atâta. Am dat câte un exemplu de fiecare. Foarte bine! Ești tare! De acum le feți, le nu. Dar eu la asta nu înțelesesc. Dar acum nu înțeles. Știam cum se fac, numai că nu înțelesem. Da, da. Cât e ceasul? Virgula. Ceasul peste? 30. Gata. Am încadrat în timp. Suntem perfect cu tema făcută pentru toată lumea. Haideți să trecem un pic în revistă ce am discutat, ce am gândit. Fracții decimale, mulțimi. Hai să vedem la tine, să trecem în revistă. Deci au fost prima parte cu mulțimi. Sinteza, hai să spun aici. Sinteza zilei. Sinteza orei, da? Sinteza zilei a 5-a. Sinteza orei, clasa a 5-a. Avem acolo clasa a 5-a. Și atunci zicem așa. Prima chestiune a fost mulțimi. Operații cu mulțimi. Doi. Cam asta a fost. Mai la mulțimi a avut tot, da? La Darius a fost mai complicat, că am avut acolo fracții, nu? Da. Fracții. Reductibile. Ireductibile. Fracții reductibile, ireductibile. Supraunitare. Supraunitare.
unitare, subunitare, echiunitare, când o fracție devine număr natural, nu? Da. Chestia aceea foarte dură. Deci, poținit. Fracții ce devin numere naturale. Apoi, cam asta au fost. 4. La tine, numere decimale, nu? Numere decimale. Operații. Adunarea, scăderea, înmulțirea și împărțirea, da? La revedere, dragilor! Să ne facem like, share, subscribe! Așa! Așa, să ne facă bucuria să transmită mesajul mai departe. La revedere!